Marți, 15 ianuarie, a doua excursie la munte. Acum am placa mea, Maria are clăpare ei. Aia e Maria, merge mai greu. Hai să vedem cât de repede se oprește la Brașov. Oh, ok, nice. S-a oprit destul de repede la trecerea de pietoni. Am intrat în Poiana Brașov. Stațiune turistică de interes național. Da? Dar cum e camera așa doar spre tine? Este doar spre mine. Am făcut o probă și este... nu se poate mișca stânga-dreapta și te prinde și pe tine. Whatever. Uite, puteam să mă duc aici să fac vela și... Mă, bă, ce frige plasturile astea. Mi-am pus plasture pe care scrie Reumato Hot. Am avut probleme cu mijlocul săptămâna trecută. Bă, o două lucruri interesante ai de spus. Haideți, domnule, mergeți. Uite, asta are mașina spalată? Aoleu, oribil. Vezi, nu are mașina spalată. Nu mai suport, este jecina. Crezi că are pe cineva în dreapta care face scandal? Mamă, cât mă enervezi, Minculescu, de ce-și ceva? Și de unde este? Nu suport clișeele astea cu cineva în dreapta care face scandal. E un jec gost să-și spele mașina în pula mea. În pula mea ești handicapată, e iarnă. Păi și ăla de-a trecut pe lângă noi acum, cum de-avea mașina spălată? Băi, avea spălată probabil, dar n-ai cum să o speli, sunt minus 7 grade acolo. N-ai cum să o speli, uite, o speli și o bagi și în garaj. De pe drum se face așa. O bagi în garaj, de la noi, de la spălătorie, și pe dacă la garaj, sunt în alt oraș, în ce garaj o bag? Ai fost până acum în București, de ce n-ai spălat-o la spălătorie și o băgai în garaj în 2 minute, în pula mea? Era prea frig, mă, nu. Era prea frig, ești prost. Ești handicapată, deci ești chiar voiam să spun asta, că am făcut demersurile oficiale, să-ți iau certificat de handicapată. Ăsta ești tu. O, bulă! Mai vreau o bulă! Am vorbit la sectorul de care aparținem și mi-au spus, dar ce simptome are, trebuia să aduc adeverință și le-am pus un filmuleț cu tine. Și am zis, ok, ultimul grad, cel mai mare, pe ăsta vi-l dau. Și ăsta, așa e sunetul pe care îl scoți tu când zici pula, tu nu faci... Mă trebuie copie după buletin și eu zic, haideți, domne, să fim serioși, nu ne tam... cramponăm în hărțogăraie. Vezi cât acoși ai frunte de handicapat, ce ești, prostule. Nu, n-ai voie să mă faci handicapat, că deja te-am făcut de pe tine handicapată. Am căciulă de asta cu... Nu ți iau, că n-au și pentru handicapat. Păi să-mi iei cu un iepuraș handicapat, căciula mea. Un iepuraș care cădă un ochi așa și o urechi. Sărau, iepuraș, bernico, aș vrea să iau toți iepurașii din pădure, să-i strâng, să iubesc, să simt o iubire mea. Aș vrea să simt iubirea ta. Iepurașilor! Vrei să-mi toți iepurașii cântă? Iepurilor! Toți cântă în pădure. Vreau să rup tarata, dar tu ești dragostea mea. Unde-i Maria? Să simțim iubirea. Cum a fost povestea de alineză cu vrăbiuța care avea bine la sanui? Cu aici puneți povestile astea, sunt senzaționale. Cu vrăbiuțe și vulpi. A fost foarte amuzant. A fost o știre că s-au trezit unii într-un avion după nu știu câte ore de zbor cu o pasăre. Dar multe ore de zbor, era un zbor lung, s-au trezit cu pasărea aia. Cine știe, probabil aia s-a urcat atunci în avion prima oară, a stat pe sub scaun, a mâncat firimituri. Firimituri. Și ce-au lăsat aia. Și până mă... râdeam cu Maria azi dimineață că s-a trezit aia cu tot o altă parte a lumii. Și sunt la Roma, de aici am venit, e primăvară, abia am ajuns în București, futu-s morți, să vezi că mi-ncurc ăștia și bagajul. Cât îmi ia să mă întorc, după aia vin tot aici, trebuie să ajung. Futu-s morți, aveam bine la Sunwaves. Fii atentă. Cip-ciric băga mea și pula. S-a dus vrăbiuța la stewardessă. Nu vă spălați. Unde aterizează? Deschideți un geam, doamnă. Are o cox de la bun, vă rog, că din suflet asta a putut morți, mă, tii. E atât îmi trebuie. Eu am o problemă. Mă, bă, știa, mă, că au zis, domne, să ne plimbăm în jurul aeroportului. Păi, mă, prostule, nu vă spălați. Eu vă înțeleg că n-am suflet, dar suntem la 10 minute, dacă vă dau drum, faceți să explodați. Așa. O explodi de la cox, că mi-a lăsat un mic sora mea. Stai liniștită, ia vezi, mă. Mănâncă o plăcintă cu brânză. Jumătate de plăcintă cu brânză pe care am primit-o de la Filip.
Mi-a dat și mie jumătate de plăcintă și a rupt de la gură. Mă rog, era în pungă și a rupt din pungă. Cine? Eu am vrut să dau jumătate din plăcinta mea, dar nu veneai odată. Ea nu mi-a dat, suntem aici pe partea de începători. Încă. Mă dau cu tot, mă enervează. Eu m-am dat și pe partea de avansați, dar Mincu nu poate să urce. Mă enervează toți ăștia, figuranți ăștia preșcolari care... Filip, zici că ai plătit să râdă. Zici că eu da. Să râdă. Eu cu fake public. Mă enervează, frate, pentru că eu mereu când mă împiedic, mă împiedic peste ei și mi se pare total de-am pulea. Decât să-l dărma... mai bine al sari. L-am dărmat pe unul mic. E întreg, e sănătos. Ce zi, mă? Dacă o să-ți ia pe purtie mea. Ești că eram ăsta, purtie. O să filmez, vă arăt cât de, cât de începători suntem. Dar am reușit să urcăm cu teleschiu. Bă, am urcat cu teleschiu. Bă, este un da. Da, e o chestie, am urcat cu teleschiu. Termin și-o plăcinta asta, ceaiul ăsta, care costă 10 lei, că na. Cu tot cu tips, mă. 10 lei cu tot cu tips, da, merită, că e din fructe naturale. Vedeți, are, așa aș vrea să are un culoarea, pepene, nimeni. Are culoarea de așa aș vrea să-mi vopsez mașina. Stai, mă, dar și tu cât ăsta? Și oricum am cerut de mușețel, să știi. A, și am cerut de mușețel. Vezi că super frige, m-am ars la lină. Da? Da, vedeți că paharele astea sunt foarte înșelătoare. Dar tu nu știi să sufli în iaurt? M-am ars la lină, să se supere Cristiana. Mă fi să te certe, știi? Bă, lasă-ne pe noi să facem glumele. Că eu nu mă duc să controlez traficul aerian. Eu vin la tine la muncă și zic, dai, hai, bagă, trăiți, domnule. Adică, ce face, mă, Filip, la muncă? Să uită la niște avioane și zice, dai, op. Da. Păi, mă duc și eu așa. Tu ești, practic, parcangiu în aer. Ai văzut dacă îmi termin după ce aterizez un avion? Îți zici, la boss, bem și noi o cafea? Mai urc, că se știi când vin, da. Ce bune astea! Te aștept pe la mine la o cafea? Da. Nu, am expresor din ăla cu pastile, știi? Și am până nu, dar gen boss, pe și noi cafea, gen și cum fac parcangii, că-ți cer un... Da, asta mai vrea. Niște băi super tari pe curtea de copii. Trebuie să bărbată meu. Bine, băieți! Bravo! Bravo, Filip! Bun! Pentru primele urcări am reușit să mă și filmez. Sperăm că nu... Cadă la final sus. Prima zi cu placa nouă. E destul de ok. Gata. Am încheiat. Prima zi adevărată, așa mi se pare. Oh, pentru că nu era aglomerat. Nu era aglomerat. Ne-am dat mult. Am învățat să urcăm cu teleschiu. Păi știi că așa la prima, când te gândești cu copar, nu m-am urcat așa, mă, dar dacă stai un pic să te gândești câte urcări am făcut acolo. Noi nu simțim că ne-am dat mult, fiindcă n-am urcat. Da, da, exact. Am început să coborâm mai bine, să facem viraje, am prins deja să merg pe canturi. Eu știu să fac cristiane singură. El... Cristiane, adică... Eu cred că cel mai bine să fac cristiane știe Filip. Eu știu să fac numai o cristiană. Da, și pe aia. Da, și pe aia când o fac. N-am mai scăpat de ea. Cristiana e prietena lui. Dar de ce? Așa, de ce îl strice Cristian? Nice! Mai pe față, mai pe față! Bă, mie mi se pare greu. Ăla desfăcut. Băi, da-te în față! Așează-te mai ca lumea pe el! Hai! Cum ți se pare? Dar e tricky, nu?
poți.